starea Duhului Sfânt. Și ne bucurăm de fiecare dintre voi care ați hotărât să veniți în locul acesta, Domnul să vă întărească, fie ca să-L vezi pe Dumnezeu. Amin? Ne bucurăm și de cei care, cu ajutorul tehnologiei, a internetului, ați făcut pași înspre noi, ați conectat cu ceea ce se întâmplă în locul acesta. Dumnezeu să vă întărească, să vă învioreze, să vă ducă la un alt nivel spiritual prin tot ceea ce găsiți în părtășia bisericii noastre. Chiar ne bucurăm și vă salutăm cu mult drag pe fiecare. În același timp, vrem să-i salutăm pe cei care poate prima dată ați călcat în spațiul acesta, totul e nou, totul e diferit, totul poate e un pic altfel. Vrem să te salutăm și vrem să ne bucurăm de tine și rugămintea noastră este doar să te ridici în picioare ca să te putem binecuvânta în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm de voi. Hai să vedem, mai este cineva pentru prima dată cu noi? Cu siguranță, acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm. Și acolo, excelent, Dumnezeu să vă binecuvânte. Ne bucurăm că sunteți cu noi în această dimineață. Foarte frumos, avem și musafir cu noi, ne bucurăm de fiecare dintre voi. În buletinul Harvest, în această dimineață, buletinul pe care l-ai primit la intrare, ai găsit, printre altele, și acest material sau acest formular, și anume, bine ai venit în biserica noastră, așa se intitulează foaia aceasta. Și este o unealtă, este un instrument prin care tu poți să vorbești cu noi, poți să vorbești cu noi în multe alte feluri, știi? Chiar te așteptăm să comunici, însă asta e o formă foarte simplă, te rugăm să-ți iei un pic și până la terminarea acestui serviciu să pui acolo lucruri din inima ta, să pui acolo felul în care crezi tu că noi am putea să te slujim. Sunt câteva spații pe care le poți completa și la terminarea serviciului te rugăm frumos să iei acest formular și să-l pui în coșulețul de colectă și în timpul săptămânii vom căuta să interacționăm cu tine sau să ne rugăm pentru tine. De aceea, în felul acesta ne ajut să te slujim. În această dimineață, așa cum am spus la început, Domnul ne-a trimis robii Lui, slujitorii Lui și ne bucurăm așa de mult de voi, dragi prieteni, Not an Idol, ne bucurăm de faptul că îl slujiți pe Domnul cu toată inima, cu multă smerenie, dar și cu multă calitate și voi sunteți prietenii noștri, noi deja așa vă considerăm, inima noastră e legată de voi și sperăm că atunci când veniți în Arad să vă simțiți ca și acasă. Chiar dacă accentul pe aici e un pic diferit, ok? Dar ne bucurăm de voi și toți aceia dintre voi care vreți să luați muzica lor cu voi acasă, vă încurajăm să cumpărați CD-urile lor. A apărut și al doilea album, prețul este de 20 de lei și veți putea găsi la standul de CD-uri de cărți. Și chiar vă încurajăm să faceți un cadou, poate cuiva drag, muzica aceasta așa de bună, atât de biblică, atât de inspirată. Așa că haideți să continuăm închinarea noastră în Duh, înaintea lui Dumnezeu cu altă piesă a trupei.
Mulțumim Domnului pentru darul și harul pe care l-au dat, l-a dat acestei trupe, acestor tineri de la Northern Idol. Mulțumim și ne bucurăm că ne-au arătat că deși sunt din Chișinău, sunt totuși români, au avut și un fluier, sunt totuși baptiști, au avut și un clarinet, sunt totuși penticostal, au avut și acordeon, deci mișcarea e completă, deci trupa e completă. Ne bucurăm că aveți o închinare completă. Northern Idol, întotdeauna o bucurie pentru noi să avem împreună cu noi în închinare. Dragii mei, astăzi sărbătorim una dintre cele trei mai importante sărbători ale creștinismului. Care sunt cele trei? Crăciunul,
Paștele și Rusalile. Hai să ne aducem aminte ce sărbătorim în fiecare din ele. De Crăciun sărbătorim, ce sărbătorim? Nașterea Domnului Iisus sau teologic vorbind, întruparea lui Dumnezeu în om. Mai apoi de Paște sărbătorim moartea și învierea lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. Iar mai apoi de Rusalii sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. Și ca să ne aducem aminte ce s-a întâmplat de Rusalii, aș vrea să vă citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde ne este descris evenimentul. În ziua cincizecimii de Rusalii erau toți împreună în același loc, e vorba de ucenici. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste fiecare dintre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul să vorbească. Rusaliile semnifică pogorârea Duhului Sfânt. În alte cuvinte, rusaliile e sărbătoarea Duhului Sfânt. Și poate îmi vei spune, bun, înțeleg, am priceput, dar semnificația istorică e ok, dar cum ajută pe mine astăzi lucrul acesta? De ce trebuie eu să sărbătoresc un eveniment ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă? Fiindcă, dragul meu, impactul acelui eveniment ce s-a întâmplat atunci te poate afecta și pe tine astăzi. Fiindcă Duhul Sfânt transcende istoria și începând din acea zi a Rusalilor, Duhul Sfânt se pogoară peste orice copil al lui Dumnezeu. Și aici trebuie să ne aducem aminte un lucru foarte important. În Vechiul Testament, înainte de Hristos, Duhul Sfânt se pogora rar și doar peste anumiți oameni. Spre exemplu, peste proroci, cum a fost Isaia sau Ieremia, peste regi, cum a fost David, peste anumiți oameni speciale al lui Dumnezeu, cum a fost judecătorii, Samson. Nu peste toți credincioșii, dar începând de la Rusalii, Duhul Sfânt se pogoară peste toți creștinii și asta înseamnă că și peste tine, cel care a ales să-L urmezi pe Hristos. Și este un lucru extraordinar. De ce? Fiindcă asta înseamnă că tu poți să-L ai pe Dumnezeu, fiindcă Duhul Sfânt e Dumnezeu, nu-i așa? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Poți să-L ai pe Dumnezeu cu tine oriunde și oricând. Nu doar în sensul general, în sensul în care Dumnezeu oricum e prezent oriunde și oricând, ci în sens specific. Duhul Sfânt va fi cu tine, ba mai mult, în tine, fiindcă Duhul Sfânt locuiește în viața celui credincios. Și prezența lui face diferența. Și astăzi aș vrea să ne uităm la trei aspecte importante ce țin de noi și interacțiunea noastră cu Duhul Sfânt. Unul la mână, lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt. Foarte vastă, foarte importantă. Aleg câteva exemple. Duhul Sfânt e crucial în procesul mântuirii tale și al mântuirii mele. Iisus ne-a câștigat mântuirea prin jertfa Lui de la Calvar, dar Duhul Sfânt ne ajută să ne putem însuși. Adică, fiind păcătoși, noi n-am fi putut ieși din starea de împietrire, de orbire, în care fiecare dintre noi ne-am născut și am trăit. Acum, credința ne aparține, dar puterea credinței noastre, ceea ce ne schimbă viața, nu ține de puterea noastră, ci de puterea Duhului Sfânt care intervine în viața credinciosului din momentul exercitării credinței lui. Pocăința. Momentul în care tu realizezi că ești un păcătos și dacă rămâi așa vei fi condamnat de Dumnezeu, simțământul ăla n-are loc fără Duhul Sfânt. El e cel ce îți despietrește inima, ce sensibilizează conștiința când tu începi să simți regret, să simți remușcare, părere de rău față de păcatele tale. Dacă până atunci ai trăit indiferent de Dumnezeu, n-ai simțit nimic, acum dintr-o dată, în acea zi, parcă ai început să simți ceva.
E acea greutate sufletească, e acea mustrare, e acea rușine, e acea dorință de a te schimba, de a te curăți. Ei, asta nu vine de la tine. Fiindcă omul natural, normal, n-are treabă cu lucrurile astea. Asta e prezența, dovada lucrării Duhului Sfânt în tine. Și Iisus Hristos a anticipat-o în Evanghelie, când ne spune în Ioan 16:8, când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și dacă mai ții minte, în acea zi a pocăinței, tu ți-ai simțit vinovăția. Tu ai știut clar că Dumnezeu își ceră neprihănire pe care tu nu o ai, dar despre care vei fi tras la răspundere în ziua judecății viitoare. Ei, toate astea nu ți-or veni din intuiție, ci Duhul Sfânt, vorbind sufletului tău, ți le-a adus la cunoștință. Întrebare. Câți dintre voi ați trecut pe aici? Câți ați experimentat pocăința, lucrarea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt a lucrat în acea zi în voi. Câți ați experimentat iluminarea? Fiți atenți, același Mântuitor în același text din Ioan 15, versetul 23 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și în ziua în care ai început să simți prezența Duhului Sfânt în tine, ai început să te schimbi la nivelul rațiunii. În ce sens? Ții minte cum erai înainte? Când indiferent că venea la biserică, nu venea la biserică, erai pase față de Dumnezeu. Din acea zi, când Duhul Sfânt te-a cercetat, ai început să gândești altfel. Dacă până atunci ai fost dezinteresat, acum ai început să fii interesat de Dumnezeu. Dacă până atunci n-ai înțeles Scriptura, acum ai început să o citești și să o înțelegi. Dacă până atunci te plictisea prezența în biserică, acum începi să devii fascinat. Parcă o cataractă spirituală, parcă ceva de pe ochi ți-a fost luat și ai început să pricepi. Hey, aici nu-i vorba numai de o religie, ci cu mult mai mult. Preconcepțiile, prejudecățile mele față de credință, față de biserică, față de pocăințe sunt false. Acum îmi dau seama că adevărul e altul. Metanoia, schimbarea minții a avut loc. Ei, asta e lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă în perioada asta treci prin procesul ăsta, ferice de tine, înseamnă că Dumnezeu prin Duhul Sfânt se apropie de tine. Asta e o dovadă că ceva se întâmplă, că ești privilegiat. Ei, toate astea, pocăința, noirea minții, iluminarea, descriu un proces numit în Scripturi nașterea din nou. Nașterea din nou care e o lucrare care aparține tot Duhului Sfânt. Și atât de importantă. De ce? Fiindcă tot Biblia, tot Iisus ne spune că fără nașterea din nou, noi nu putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și știți bine textul unui dintre voi în Ioan capitolul 3, când Iisus se întâlnește cu Nicodim, cu un înțelept, cu un învățat al iudeilor și spune așa: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim pune întrebarea logică: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale să se nască? Și Iisus îi răspunde: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Născut din apă și din Duh. De aceea noi punem atât de mult accent pe botezul în apă, fiindcă el semnifică identificarea noastră cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Botez care însă n-are nicio valoare dacă persoana botezată nu-i născută și din Duh, apă și Duh. De aceea noi nu botezăm instant pe loc, ci examinăm credința oamenilor în timpul catehezei să vedem roadele, semnele prezenței Duhului Sfânt în viața celui om. De ce? Fiindcă vrem să fim siguri că omul a înțeles și a experimentat nașterea din nou, că există dovezi că Duhul Sfânt e prezent în viața lui. De ce? Fiindcă e esențial în mântuirea lui. E esențial nu doar în mântuire, ci și după mântuire, în viața de credință. Iisus îl numește, tot în Evanghelia lui Ioan, îi dă un nume specific, Paracletos, în greacă, literalmente, cel chemat să fie lângă tine. Și asta e un lucru extraordinar pentru cei care sunt credincioși.
Un credincios adevărat, un om care a experimentat mântuirea, omul acela niciodată nu va fi singur în lumea asta. Din momentul mântuirii lui, omul acela va conta pe ajutorul, pe susținerea, pe asistența Duhului Sfânt. Vă dau câteva exemple. Câți dintre noi n-a fost în situații când în disperarea noastră nu mai aveam cuvinte, nu mai știam cum să ne rugăm? Unii dintre noi nici măcar nu ne mai puteam ruga. Fii atent, Romani, capitolul 8, versetul 26. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră atunci când suntem căzuți. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Extraordinar. Când tu nu te mai poți ruga, dacă ai Duhul Sfânt, El se roagă pentru tine. Dar mai mult, câți ne-am ajuns în situații când am fost atât de căzuți, încât nimeni și nimic nu ne mai putea alina. Și câți n-am simțit dintr-o dată, contrar circumstanțelor noastre, o pace inexplicabilă, chiar în mijlocul necazurilor noastre. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt are rolul de mângăietor, de a veni alături de tine și de a te încuraja în momentele grele ale vieții. Și câți dintre noi n-am avut cea mai extraordinară părtășie cu Dumnezeu acolo în mijlocul necazului. Ba sunt unii care atunci când sunt batjocoriți din pricina necredinței, atunci când parcă s-ar izola, când parcă s-ar face mici, când parcă de rușine, de durere, de suferință, sunt pe punctul de a se lepăda de Hristos, presiunea e prea mare, atunci, contrar așteptărilor, dintr-o dată ceva se întâmplă. Parcă un curaj, parcă o credință, parcă un sentiment de convingere te cuprinde. De ce? 1 Petru, capitolul 4, versetul 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, ce se întâmplă în momentele alea? Se odihnește peste voi. Alții te pun deoparte, Duhul Sfânt vine și se odihnește peste tine. Duhul Sfânt lucrează. De aceea fii sigur că l-ai în viața ta. Nu-ți poți imagina ce simțământ trăiești când îl ai pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața ta. Și aici întrebarea logică se pune: bun, dar cum pot să-l am? Cum îl pot avea? Cum îl pot primi? Biblia te ajută să pricepi lucrul acesta. De aceea azi, în ziua de Rusalii, când vorbim despre Duhul Sfânt, e important să și știm cum îl putem primi. Cum putem beneficia de prezența Lui în viețile noastre? Așa că dacă am vorbit de lucrarea Duhului Sfânt, hai să vorbim și despre primirea Duhului Sfânt. Și aș vrea să ne uităm la un alt text din Scriptură, în Ioan, capitolul 20. E duminica învierii, ucenicii s-au adunat toți într-un singur loc, când dintr-o dată Iisus se apropie de ei și la versetul 19 le spune așa: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și după aceste vorbe, fiți atenți, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt! Întrebare: cui dă Iisus Duhul Sfânt? Cui? Ucenicilor săi. Cine sunt ucenicii? Oameni care nu doar că au crezut, dar mai mult decât atât, au avut o zi în viața lor când au hotărât să-și urmeze. Iisus a avut mulți admiratori religioși care au crezut la nivel, la anumite grade de credință în El, dar puțin dintre ei au lăsat totul să-L urmeze. Adevăratul credincios este ucenicul lui Hristos. El este cel care primește Duhul Sfânt, de aceea reține, Duhul Sfânt nu-l poate primi oricine, ci doar cei care cred cu adevărat și aleg să-L urmeze pe Iisus ucenicii. De aceea întrebarea normală se pune: tu crezi cu adevărat? Cum e credința ta? Dacă tu crezi Evanghelia, crezi în Iisus, în ceea ce a făcut pentru tine, și tu poți primi Duhul Sfânt. Apostolul Pavel ne ajută și mai mult să înțelegem în Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Voi, după ce ați auzit cuvântul Evangheliei, Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în El și, interesant, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Observați, când omul e expus Evangheliei, da? Ceva se întâmplă. Omul începe să-și pună întrebări.
Începe să-și reevalueze paradigmele de gândire, fiindcă Evanghelia ne provoacă presupozițiile noastre și ne pune în postura de a alege să credem sau să nu credem. În momentul în care alegi să crezi, credința deschide ușa Duhului Sfânt în viața acelui om. Duh Sfânt care nu doar intră, ci observați, pecetluiește, adică ia în stăpânire viața acelui om. Pecetea întotdeauna simboliza garanția cuiva asupra acelei proprietăți. De acum înainte pun pecetea, fiindcă proprietatea asta e a mea, am dreptul asupra ei. Nimeni nu se poate atinge, mă aparține, am pecetuit-o, am sigilat-o. De aceea e important să crezi, să accepți, să asculți de Dumnezeu. Nu doar că El îți va ierta păcatele, ci va iniția procesul mântuirii, ci mai mult de atât, că Duhul Sfânt poate intra în viața ta. Acum prin credință, credința e cheia primirii Duhului Sfânt. Același lucru reiterează Pavel și în Galateni 2, când le pune celor din Galate o întrebare. Prin faptele legii ați primit voi Duhul Sfânt sau prin auzirea credinței? Observați? Duhul Sfânt se primește prin auzirea credinței, nu prin alte căi, nu prin alte reguli, nu prin alte formule. De aceea e important să crezi. Te întreb din nou, crezi tu cu adevărat? Adică faci ceea ce îți cere Dumnezeu? Fiindcă dacă ai credință și n-ai fapte, credința aceea, Biblia ne spune că e o credință moartă. Dacă crezi cu adevărat, ceva se va vedea în faptele tale. Exemplu, botezul. Sunt oameni care susțin că ei cred, că au credință. Dar interesant, aceiași oameni nu vor să se boteze. Ezită, găsești justificări, n-ai cum. Biblia niciodată nu separă credința de botez. Din contră, spune Scriptura, cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. E ceva normal, e ceva natural, ba chiar o dovadă că într-adevăr ai Duhul Sfânt. Fiindcă dacă ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu lucrează împotriva propriilor sale principii. Adică El te ajută să crezi, El te ajută să te pocăiești, dar mai apoi oarecum El, indiferent dacă tu te botezi sau nu, nici vorbă. Duhul Sfânt vrea să te ducă, să ducă întreg procesul la capăt. De aceea lucrarea Lui are de-a face și cu botezul. 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Observați, Duhul Sfânt are un rol și în botezul tău. În ziua aceea, nu doar că te-ai identificat cu Hristos, în ziua aceea, observați, Duhul te integrează în trup. Ce înseamnă trup? Biserică. De aceea cei ce vin și spun, noi credem, dar n-avem nevoie de biserică. Sunt lucruri anormale, anomalii, ilogice. N-ai cum să fii creștin adevărat să nu faci parte dintr-o biserică. Din moment ce Duhul te botează și te botează în trup, în biserică, e clar, analogia e foarte elocventă. Tu dacă ești un mădular, ești o mână, n-ai cum să trăiești separată de trup. La fel și un credincios adevărat trebuie să aparțină unei biserici. De aceea, cum poți primi Duhul Sfânt? Unul la mână, crede în Evanghelie. În urma credinței, oamenii primesc Duhul Sfânt. 2. Fii sigur că ești un ucenic. Credința ta se manifestă prin ascultarea ta, îl urmezi pe Iisus. Interesant că de Ierusalim, dacă citim un pic contextul, observăm că acolo în Ierusalim, lângă ucenici, au fost mii de oameni, îi numește Scriptura cucernici, adică religioși. Interesant că nu peste ea religios s-a pogorât Duhul Sfânt, ci doar peste o mână de oameni, peste ea credincioși. E o diferență între religios și credincios. Credinciosul ascultă pe Hristos și îl urmează, un ucenic. Religiosul întotdeauna își compartimentează viața. Atât ascult, atâta nu. Atât am zice Dumnezeu, atâta cred eu. Nu, nu. Credinciosul îl ascultă, fii un ucenic și trei, fă parte dintr-o biserică. Fiindcă în biserică Duhul Sfânt botează, în biserică dă daruri, în biserică umple. Nu în afară, ci înăuntru. Și acolo vrei să fii și tu. Poate mi-ai spune, Cristi, dar stai un picuț, că eu am auzit și alte variante. Variante care prezintă căi, formule diferite de a primi Duhul Sfânt. Da, sunt, nimeni nu neagă, dar e foarte important să le poți evalua prin prisma Scripturii, fiindcă ăsta e filtrul, da? Câteva exemple. Botezul cu Duhul Sfânt. Există sau nu?
Evident că există, e scris în Scripturi. Dar atenție, nu trebuie cerut. Nu există niciun verset în Scripturi în care credincioșii sunt îndemnați să ceară botezul cu Duhul Sfânt. Bun, dar unii îl cer, e treaba lor. Bun, dar când are loc? Fiindcă unii spun că are loc în același timp cu momentul nașterii din nou, alții spun că are loc după botezul în apă, după convertire. Dragii mei, important e să nu fim dogmatici, în alte cuvinte, să luăm ca absolut lucruri care nu sunt clar enunțate în Scripturi. Noi credem că Duhul Sfânt îl primești în momentul credinței tale. E că acela e momentul botezului sau nu, aici sunt păreri diferite. Spre exemplu, sutașul Corneliu, în Fapte 10, a primit Duhul Sfânt, unii spun că a fost botezat cu Duhul Sfânt, exact în momentul convertirii sale. Atunci s-a întâmplat. Foarte interesant că pentru samariteni, în Fapte 8, lucrul acela s-a întâmplat, botezul, după convertire, nu în același moment. Da? De aceea nu poți să tragi o concluzie clară și astfel, când sunt opinii diferite între credincioși diferiți, important e să apelezi la principiul din Roman 14. Care ce ne spune? Ne spune că atunci când ai de-a face cu credincioși care susțin opinii diferite, nu trebuie să-i disprețuiești, nu trebuie să-i judești, ci să-i respecti fără a-ți impune părerile tale. La fel și legat de semnul, dovada primirii Duhului Sfânt. Este clar că atunci când Duhul Sfânt intră în viața credinciosului, se simte, da? Unii spun că simt o bucurie negrăită, alții o pace inexplicabilă, alții o eliberare neobișnuită. Unii îți spun că au un sentiment de căldură interioară, ca un fior care îi cuprinde. Alții se simt zdrobiți, alții o văd ca o umplere. Ceva se simte când Duhul Sfânt vine peste tine. Ei, dar sunt unii care susțin că semnul primirii sau botezul cu Duhul Sfânt e vorbirea în limbi. Și au dreptate, dar parțial. Fiindcă în Biblie sunt cazuri când credincioșii au vorbit în limbi când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, dar nu întotdeauna. În Fapte 2 de Rusalii, e adevărat, s-a pogorât Duhul Sfânt, credincioșii au vorbit în limbi. Dar în Fapte 9, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Pavel, spre exemplu, apostolul neamurilor, el n-a vorbit în limbi. Nici famenul etiopian, nici temnicerul din Filip, nici Lidia, deși au experimentat puterea Duhului Sfânt. Deci sunt cazuri când vorbirea în limbi acompaniază lucrarea Duhului Sfânt, dar sunt cazuri în care nu. Sunt oameni mari al lui Dumnezeu care își mărturisesc experiențele lor cu Duhul Sfânt, pomenind chiar de primirea botezului cu Duhul Sfânt, dar fără vorbire în limbi. John Wesley, D.L. Moody, Charles Finney, John Whitfield. De aceea nu poți fi dogmatic. Soții tot patacă, toți trebuie să vorbească în limbi, când inclusiv apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 pune o întrebare retorică. Toți vorbesc în alte limbi? Și răspunsul anticipat, evident că nu. Unii da, alții nu. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt dă daruri, cum le dă? Cui voiește și după cum voiește el. Nu după cum voiește pastorul, prorocul, biserica sau omul respectiv. La fel și în privința cuvintelor folosite în vorbirea în limbi. Unii spun că au fost cuvinte sau ar trebui să fie cuvinte din limbi inteligibile. În Rusalii, capitolul în Fapte 2, oamenii din diferite națiuni care erau prezenți, dacă citim textul, i-au înțeles pe ucenicii evrei care vorbeau în arabă, în latină, în greacă, în egipteană, limbile de acolo. Alții susțin, nu, e vorba de un limbaj îngeresc potrivit 1 Corinteni 14. E ok și varianta asta. Ceea ce Scriptura spune și cere e că indiferent de natura limbii vorbite, întotdeauna vorbirea în limbi în biserică trebuie să fie însoțită de un traducător, de un tălmăcitor. Deci atenție, să nu devenim dogmatici. N-avem cum să condiționăm lucrarea Duhului Sfânt în funcție de teologia, tradiția sau așteptările noastre. De aceea noi nu credem în formule de primire a Duhului Sfânt. De aceea noi nu stăruim după Duhul Sfânt. Interesant că singurul care a căutat căi, formule, ba chiar a stăruit după Duhul Sfânt, a fost Simon Magul, care dacă citiți Scriptura, nu e un exemplu pozitiv.
De fapt, Hegesippus, prin anii 150, când listează pentru prima dată catalogul ereticilor din vremea post-apostolică, Simon Magul e pe primul loc între ei. Să nu căutăm lucrurile astea. Ceea ce să căutăm fără echivoc e semnul cel mai clar al prezenței Duhului Sfânt. Dovada incontestabilă a prezenței sale, pe care Biblia o declară a fi roada Duhului Sfânt. Orice credincios care are Duhul Sfânt trebuie să manifeste roada, dovada prezenței sale. Care e roada Duhului Sfânt? Galateni 5. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Vrei să știi că un credincios are Duhul Sfânt? Nu căuta semne sau daruri, ci caută roadă. Găsești un omul ăla bunătate? Simți că el îți transmite dragoste și blândețe? Îl vezi pe omul ăla că luptă cu el însuși să-și controleze mânia, nerăbdarea, cuvintele, reacțiile? Ei, dacă vezi lucrurile astea, înseamnă că Duhul Sfânt e acolo, mai ales când știi că omul ăsta a fost un om care era foarte plin de iuțime, de mânie și acum dintr-o dată îl vezi că se luptă cu lucrurile astea. Îl vezi tu bucuros, căutând să facă bine altora fără vreun câștig personal, e semnul clar al prezenței Duhului Sfânt, al nașterii din nou. De aceea noi pe asta punem accent. Spunem lucrurile astea, fiindcă aici se dă luptă. Nu pe daruri sau pe semne, ci pe roadă. Fiindcă, atenție, semnul, darul, fără roadă, e nul. Poți să vorbești în câte limbi vrei tu. Dacă tu mereu critici, dacă te vezi superior față de alții, s-ar putea să n-ai rod, să n-ai Duhul Sfânt. Dacă n-ai înfrânare, dacă n-ai bunătate, dacă n-ai dragoste, poți să ai câte semne și daruri vrei tu, s-ar putea să n-aparțină Duhului lui Dumnezeu. De aceea roada e ceea ce trebuie să căutăm. Dacă ai rod, nu te mira dacă Duhul Sfânt îți dă și daruri. De aceea întrebarea mea e, nu care e semnul, care e roada ta? Cum stă roada ta? Cum stai cu roada? Cât de mult pot vedea cei din jurul tău, pot simți ei că Duhul Sfânt e în tine? Fi dacă e în tine, se va vedea, fiindcă Duhul Sfânt niciodată nu stă ascuns, să vede, să simte. De aceea doctrina despre Duhul Sfânt e atât de importantă, fiindcă Duhul Sfânt îți influențează viața. Nu-ți fie frică! Spun asta fiindcă există o tendință din cauza unor abuzuri sau aberații pe care unii și alții le-au zis sau le-au făcut, le este frică de Duhul Sfânt, atâta timp cât ai Scriptura și ai o biserică sănătoasă, să nu-ți fie frică de Duhul Sfânt. Din păcate, multe temeri de genul acesta sunt influențate din subconștient datorită separărilor denominaționale care ne determină din instinct uneori să fim reticenți față de unii credincioși în funcție de eticheta lor denominațională. Spre exemplu, unii au impresia că baptiștii nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Nu e adevărat. Așa cum unii au impresia că penticostalii sau carismaticii vor să dețină monopolul Duhului Sfânt. Nici asta nu e adevărat. A, că sunt între ei unii, asta e o altă treabă. Da? Eu cred că toți ar trebui să învățăm de la baptiști cum să studiem Scripturile, să înțelegem filtrul biblic. De la penticostal, termenul vine de la pentecost, de la rusalii, da? Să învățăm curajul de a interacționa cu Duhul Sfânt. De la carismatici, carisma în greacă înseamnă dar spiritual, să dăm mai multă atenție darurilor spirituale. De la fiecare putem învăța ceva, de aceea e important să fii în părtășie cu toți creștinii, să-i respecti, extremele bineînțeles să le pui deoparte, dar nu uita, nu denominațiunile îți definesc credința, ci Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, indiferent din ce biserică vii, caută să ai Duhul Sfânt. Primește, lasă-L să trăiască, să lucreze prin tine. Ăsta e lucru cel mai important. De ce? Fii atent ce spune Pavel în Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Căci dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Întrebare. Ai tu certitudinea asta că ești al lui Hristos? Că ai primit Duhul Sfânt? Dacă n-ai această certitudine, fă ce știi să o ai.
Tu ai nevoie de Duhul Sfânt, tu ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Lasă-L să trăiască în tine și vei vedea diferență. Iar dacă ai avut o experiență, dacă ai început să umbli cu Duhul Sfânt, dacă L-ai primit, atenție! Nu pune întrebarea, cât de mult ai tu din Duhul Sfânt, ci pune întrebarea, cât de mult are Duhul Sfânt din tine? Repet, nu cât de mult ai tu din Duhul Sfânt, ci cât de mult are El din tine. Fiindcă nu puțin sunt dintre aceia care mereu caută și se etalează cât au ei din Duhul Sfânt. Apoi noi avem botezul cu Duhul Sfânt, tu l-ai? Noi avem semnul vorbirii limbi, tu l-ai? O, noi avem vedenii, noi avem prorocii, voi n-aveți. Nu asta contează. Cel mai mult contează nu cât din Duhul Sfânt ai tu, ci cât din tine aparține Duhului Sfânt. Fiindcă puterea nu stă în percepțiile tale, ci în realitatea prezenței Lui în tine. Cu cât e mai prezent în tine, cu atâta ești mai plin de Duhul Sfânt. De aceea nu e de ajuns doar să primești Duhul Sfânt, trebuie să cauți și umplerea cu Duhul Sfânt. De aceea, pe cât de important e să știi despre lucrarea, despre primirea Duhului Sfânt, pe atât de important e să pricepi și despre umplerea Duhului Sfânt. Umplerea Duhului Sfânt. Efeseni, capitolul 5, 18, Pavel spune, fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh, plini, în greacă, în cuvântul din textul original, descrie ceva ce te umple, astfel încât preia controlul vieții tale. În Luca, capitolul 4, același cuvânt e folosit când îi descrie pe cei din sinagogă, care în momentul în care îl ascultă pe Iisus, dintr-o dată se umplu de mânie. Și acum fii atent. Mânia asta le ia mințile, astfel încât textul ne spune versetul 29. S-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, să-l arunce în prăpastie. Vă puteți imagina? Iisus predică. Atât de mult să supără pe el încât îți umpluți de mânie. Și mânia îi controlează, le ia mințile. Când mânia te umple, tu nu mai judești, tu nu mai poți stăpâni. Vrea să-l omoare, vrea să-l arunce. Pentru ce? Pentru niște vorbe. De ce? Fiindcă mânia te stăpânește și te împinge să faci lucruri grave. Când mânia te umple. Fii atent, Fapte, capitolul 4 cu 16, un alt episod în care cuvântul ăsta e folosit. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, aduceau pe bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri și toți se vindecau. Deci ucenicii lucrau, ucenicii făceau minuni. Însă, marele preot, da? Ai zice marele preot, wow, probabil că se bucură să vadă cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, de la Tzadok, de la preoți, s-au sculat, atenție, plin de ce? De pismă, de invidie. Și-au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de obște. Ucenicii fac bine, vindecă oamenii, le eliberează pe cei chinuiți de duhuri. Și cel care se numea slujitorul lui Dumnezeu, marele preot, în loc să se bucure, nu doar că îi oprește, ci îi aruncă în pușcărie, de necrezut. Nu atunci când ești cuprins și controlat de invidie. Când te umple invidia. E acea stare care vine peste tine și preia controlul minții, acțiunilor, gesturilor, cuvintelor tale. Te leagă și te controlează în întregime astfel încât faci lucruri pe care starea respectivă ți le dictează. Ei, prin contrast cu aceste exemple, când un credincios e plin de Duhul Sfânt, acel credincios ajunge să fie controlat, stăpânit de Duhul Sfânt. Adică începe să facă lucruri care îi sperie pe cei care l-au cunoscut până acum. Dintr-un om supărat, arțăgos, plin de amărăciune, îl vezi că iartă, îl vezi că nu răspunde, îl vezi că se luptă în el și oferă bunătate. Wow, ceva s-a întâmplat, nu-i ceva normal, normal că nu-i ceva normal, fiindcă Duhul Sfânt îl controlează. Și asta e un lucru extraordinar. Asta vrea Dumnezeu, să fim plini de Duh, nu doar să avem Duhul Sfânt. De ce? Fiindcă au fost biserici, gândiți-vă la cei din Corint. Biserica din Corint, acolo au fost oameni botezați cu Duhul Sfânt. Oameni care vorbeau în limbi, care proroceau, aveau darurile Duhului Sfânt, mai mult decât alte biserici. Dar atenție, a fost biserica cu cele mai mari probleme și păcate din bisericile Noului Testament. De ce? Fiindcă nu e de ajuns să ai Duhul Sfânt, trebuie să cauți umplerea.
Dacă primirea și darurile Duhului Sfânt nu țin de noi, Domnul le dă cui voiește, după cum voiește, umplerea e responsabilitatea mea și a ta. De aceea reține trei lucruri din acest verset, fiți plini de Duhul Sfânt. Trei lucruri importante, unul e o poruncă. Fiți plini de Duhul Sfânt, e la imperativ, e o poruncă. Nu vi se pare interesant că întotdeauna când citim în Scripturi, Dumnezeu niciodată nu dă sugestii, nu dă recomandări. Apostolii din când în când zic, măi, e părerea mea să fac, e mai sfatul meu. Când e vorba de Dumnezeu, e simplu și la subiect, porunci, atât. De ce? Fiindcă vrea să te protejeze. Unii dintre noi suntem speriați de porunci, ca și când ai de face cu un gard, da? Gardul sperie pe anumiți oameni, pe cine? Pe aia care au anumite intenții, nu? Hoți, cei care vor să-l sară. Gardul însă mie, ca și tată, îmi dă un sentiment de liniște, de siguranță a familiei mele, pentru că l-am zidit pentru protecția mea. Spune Scriptura, ținta poruncii dragostea, adică din dragoste, pentru a ne proteja și ajuta, Dumnezeu ne dă porunci. El vrea să ne apere. De aceea când îți spune, hei, fii plin de Duh, caută umplerea Duhului, înseamnă că El îți vrea un bine. Interesant că niciunde în Scripturi Dumnezeu nu ne poruncește să primim Duhul, să fim botezat cu Duhul, dar ne poruncește să ne umplem cu Duhul. Umplerea o poruncă. Doi, foarte important, e adresată tuturor credincioșilor, observați, pluralul e folosit. Fiți plini de Duhul Sfânt, cine? Voi toți credincioșii din biserica din Efes, fiți plini de Duh. Observați, Duhul nu-i doar peste un anumit grup elitist de credincioși, ci pentru toți. Și asta e important să o reținem. Fiindcă, repet, există o tendință a unora care îți vin mereu cu un ton de superioritate să-ți arate mereu că ei au din Duh și tu n-ai. Cei ce au cu adevărat Duhul Sfânt nu fac diferență. Nu or să se etaleze. Fiindcă Duhul Sfânt nu se limitează la o categorie specială de oameni, ci Duhul Sfânt vrea să ne umple pe toți. 3. Textul ăsta descrie continuitate, literalmente, verbul de aici ar trebui tradus, fiți în continuu plin de Duhul Sfânt, fiindcă e la prezentul continuu. În alte cuvinte, umplerea poate să aibă loc de mai multe ori în viață și asta vedem exemplificat în Scripturi. Spre exemplu, în Fapte 2 am citit ucenicii, au fost umpluți atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. La câteva capitole după, după câteva săptămâni, în Fapte 4, din nou sunt umpluți, da? Pavel e umplut când se convertește în Fapte 9. Mai apoi, în Fapte 13, din nou e umplut. În alte cuvinte, poți să experimentezi umplerea cu Duhul Sfânt de mai multe ori în viață, da? Și aici trebuie să reții un adevăr teologic important. Un singur botez, mai multe umpleri. Un singur botez, mai multe umpleri. Dacă ai fost botezat odată, atunci când puterea Duhului Sfânt s-a pogorât peste tine, experiența umplerii cu Duhul Sfânt se poate repeta de mai multe ori în viață. Și câți dintre noi n-am experimentat această umplere? Acele momente de cercetare, când fie în închinare, o melodie, cuvintele ne-au străpuns inima. Când poate în timpul unei predici, la final, n-am mai putut să stăm pe scaun, am simțit cu Duhul ne împinge, să venim să ne rugăm aici în față, alții să ridicăm o mână. Cum în rugăciune, lacrimile, ne simțeam zdrobiți, alții ne umpleam de bucurie și nu odată, poate la un concert, poate la un eveniment, poate la biserică, poate odată, de două ori, de trei ori pe an. E umplerea aia cu Duhul Sfânt. Momente în care Duhul Sfânt preia controlul și parcă nu mai vrei să se termine, fiindcă te simți atât de aproape de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu își cere să cauți umplerea, fiindcă știe că îți face bine ție și sufletului tău. Și exemplul negativ pe care Pavel îl dă în Efeseni ne ajută să pricepem poate și mai bine experiența asta. Fiindcă versetul din Efeseni 5 spune așa, începe așa, nu vă îmbătați de vin. Asta e o destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și observați cum Pavel folosește contrastul ăsta pentru a scoate în evidență principiul. De ce? Fiindcă și beția e o umplere. O altfel de umplere. Și sunt unii dintre voi care ați trecut pe aici. Sper că nu trece și în zilele astea, da? Același efect, dar în sens negativ. În alte cuvinte, omul beat nu-și mai poate controla gândurile, cuvintele, gesturile, emoțiile. Alcoolul stăpânește. De aceea vorbește aiurea. De aceea face gesturi obscene.
De aceea fie că plânge sau râde isteric, de aceea fie că se mânie aprins de pofte, fiindcă mintea lui e sub influența alcoolului, inclusiv trupului, picioarele lui, îl vezi că nici măcar drept nu merge. O ia pe toate cărările, da? Ei, cei din Efes știau lucrurile astea, fiindcă din acel stil de viață i-a scos Dumnezeu și Pavel le vorbește pe limba lor. Fiindcă se pare că între ei unii au ajuns în probleme sau pofte, fiindcă își regăseau din nou refugiul în alcool. Și Pavel le scrie direct, hei, nu vă mai lăsați duși sub influența alcoolului, ci din contră, cum știți bine că alcoolul vă poate stăpâni, căutați să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă stăpânească. De aceea fiți plini de Duh, nu de alcool, fiindcă nu alcoolul vă rezolvă problema, ci Duhul lui Dumnezeu. Și cât de bine venit în exemplul ăsta. Fiindcă mulți creștini și azi ajung să-și omoare chinul în alcool. Când alcoolul îți prea mintea, el te scoate undeva pentru câteva ore din starea mizerabilă în care te găsești. Întrebarea e, îți face mai bine sau îți face mai rău? Mai rău? Așa cum unii dintre voi copleșiți poate de scandalurile din viață, de familie sau problemele voastre personale, rămâneți la locul de muncă și vă adânciți în muncă. Căutați un escapism în muncă. Alții în mâncare. Alții în medicamente și băgați în voi antidepresive, unii chiar în droguri. De ce? Fiindcă toate astea, pe moment, te scot, îți dau un efect analgezic, dar temporar. Fiindcă efectul post-traumă, după ce te trezești din astea, e și mai grav, și mai rău. De aceea n-apela la soluțiile lumii să ieși din probleme. Apelează la soluția lui Dumnezeu. Cu cât te simți mai presat de lume, de necazuri, de probleme, cu atât apropie-te mai mult de Dumnezeu. Cum? Dezgolindu-te pe tine însuți. De tot ce se interpune între tine și Dumnezeu. Cu cât te golești mai mult de fire, de păcat, cu atât te umpli de Duh. De aceea când vrei să te umpli de Duh, trebuie să începi să te golești de fire. Îți repet, nu contează cât ai tu din Duhul Sfânt, că ai fost botezat, că vorbești în limbi sau ai alte daruri. Nu contează cât ai tu din Duhul Sfânt, contează cât are El din tine. De aceea, ai grijă să nu cazi într-una din cele trei categorii stări care sunt date ca niște avertizări în Scripturi, care opresc umplerea. Se opun dorinței lui Dumnezeu de a se apropia de tine, de a te umple cu Duhul Sfânt. Prima dintre ele, împotrivirea. Nu te împotrivi Duhului Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, sunt descriși oameni, atenție, care deși știau adevărul, nu vroiau să asculte de Dumnezeu. Se împotriveau fățiși lucrării Duhului Sfânt. Dumnezeu spune, iartă, nu vreau. Ești din starea asta de păcat, ești din anturajul ăsta, ești din treaba asta care îți poate afecta mărturia. Nu vreau! Schimbă-te! Nu vreau! El vrea, tu nu. Când te împotrivești Duhului Sfânt, nu vei ajunge bine. De fiecare dată când îl dai deoparte pe Dumnezeu, atenție, tu nu rămâi neutru. Altceva te umple. Nu te împotrivi Duhului Sfânt. Doi, nu întrista Duhul Sfânt. Interesant că în biserica din Efes erau unii care prin faptul că mințeau, nu iertau, vorbeau urât, se aprindeau, întristau Duhul Sfânt. Pavel avertizează, fiindcă prin astfel de atitudini și păcate, ei nu lăsau Duhul Sfânt să lucreze, ci din contră, dădeau prilej să fie umpluți de fire, nu de Dumnezeu. Ai grijă să nu întristezi Duhul Sfânt. De ce? Ca să n-ajungi ca unii dintre ei. Știi ce se întâmplă când ajungi să întristezi Duhul Sfânt? Fii atent în Isaia 63. E vorba de poporul lui Dumnezeu peste care a venit Duhul, care era acolo cu ei, la un moment dat, versetul 10. Dar ei au fost neascultători. Ce înseamnă să fii neascultător? Înseamnă că știai despre o treabă, dar n-ai vrut. Nu că n-ai știut, n-ai vrut să asculți. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Și el, fii atent, li s-a făcut vrășmaș și a luptat împotriva lor. Tu îți dai seama ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu întristat și să ia o hotărâre ca El să lupte împotriva ta?
Tu poți să pricepi ce înseamnă ca Dumnezeu să fie întristat și să ia o hotărâre să lupte El împotriva ta? Nu cred că poți să pricepi. De aceea nu întrista Duhul Sfânt. Nu te împotrivi și trei. Nu stinge Duhul. A fost o biserică, cei din Tesalonic, unde unii au ajuns acolo. Apatici, stingi, dezinteresați. Nu mai simțeau nimic. Odată au simțit. Duhul le-a vorbit, i-a cercetat. Dar mereu l-au întristat, mereu au rezistat, mereu l-au ignorat, mereu l-au dat delete, stand by și au stins Duhul. Și azi, deși ar vrea să fie ca atunci, nu mai pot. Sunt distant, sunt depresiv, sunt împovărat, sunt întristați, fiindcă nu-i mai Duhul care vine să se roage pentru tine, nu-i mai Duhul care să vină să te încurajeze, nu-i mai Duhul care să se coboare peste tine, nu-i mai Duhul. De ce? Păi l-ai stins. O vrut să-ți vorbească și l-ai stins. De aceea doctrina Duhului Sfânt e atât de importantă. Fiindcă funcție de cum o înțelegi și o trăiești, așa va fi și calitatea vieții tale. O ignori? Nu te mira că ajungi disperat. Vrei să ții cont de ea? Duhul Sfânt te va umple, indiferent cât de sec sau spart țivasul. De aceea, în încheiere, azi de ziua Duhului Sfânt, vreau să te încurajez. Refă-ți viața. Lasă Duhul Sfânt să lucreze. Și dacă cumva de-a lungul acestui mesaj poate ți-a vorbit, poate te-a învățat ceva, poate te-a mustrat, ține cont de asta. Fiindcă Duhul Sfânt vorbește deseori prin cuvânt. Dar nu doar că vorbește. Duhul Sfânt așteaptă un răspuns. Ce ai tu de zis provocării Duhului Sfânt azi de ziua Lui? Pe unde ești tu în relația ta cu El? Ești cumva stins, depărtat? Poate datorită păcatului tău pe care l-ai întristat? Cât mai vrei să îi te împotrivești? Poate că ai nevoie de o umplere, o simți în tine, în ființa ta, în oasele tale. Dar știi că trebuie să te golești mai întâi. Păi omule, golește-te să fii umplut de El. Poate e ceva ce trebuie să pui deoparte, poate e ceva ce trebuie să oprești, poate e ceva ce trebuie să renunți. Fă ceea ce-L onorează pe Dumnezeu. Fiindcă atunci Duhul Sfânt se va apropia de tine. Poate că vrei să-L primești. Crede în Hristos, în Evanghelie. Predă-ți viața în mâna Lui. Orice dorință ai față de Duhul Sfânt, începe de aici, unul la mână. Mărturisește-ți păcatul. De ce? Fiindcă păcatul îl ține la distanță. Și în câteva momente o să-ți dă ocazia să faci lucrurile astea, fiindcă avea un moment de cercetare, de răspuns. Când tu îndepărtezi obstacolele, Duhul Sfânt va veni, îl vei simți. 2. Capitulează totul. Mai ai vreun domeniu în viață în care încă tu ești în control? Nu-i sub stăpânirea Duhului Sfânt? Când nu-i sub stăpânirea Lui, e sub stăpânirea firii. Și când e sub stăpânirea firii, cel rău are acces. Da? Capitulează, predă-ți acel domeniu în care ai încercat tu de unul singur să faci, dar vezi unde ai ajuns. Predă lui Dumnezeu. Când tu lași din mână, cu cât lași tu din mână, cu atât mai mult preia El. Cu cât te golești tu, cu atât de mult te va umple. Capitulează. Și trei, cere umplerea. Îndeplinește porunca. Smerește-te, recunoaște că ai nevoie de Dumnezeu. Cere-i să te umple. Cere să te umple, spunea Iisus în Evanghelie. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt, cerul cel cer. Cereți prin credință prezența, umplerea Duhului Sfânt în viața voastră. Fiindcă Dumnezeu asta vrea de la voi. Azi în ziua de Rusale, în ziua Duhului Sfânt. Doamne, venim în această zi înaintea Ta și nu putem decât să-ți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Adică fără de El n-am fi ajuns absolut niciunde. Mulțumim că, în ciuda încăpățânării noastre, Tu ai fost acolo, Doamne, de atâtea ori prin Duhul Tău cel Sfânt și ne-ai cercetat. Ne-ai vorbit, ne-ai mustrat, ne-ai chemat, ne-ai mângâiat. Și azi, uitându-ne în urmă, nu putem decât să-ți mulțumim că ai avut har față de noi. Ne-ai dat atâtea șanse. Dar, Doamne, suntem azi aici
Și simțim unii dintre noi că avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Fiindcă unii suntem căzuți, alții răniți, alții goi, alții stinși. Și ne dăm seama, Doamne, că problema nu e la Tine, problema e la noi. Că poate conștient sau inconștient am lăsat ca anumite stări, anumite anturaje, anumite relații, anumite păcate să se interpună între noi și Tine. Și încercăm, ne zbatem, înotăm pe toate fronturile și nu reușim nimic. Fiindcă Tu mereu ne cercetești și ne spui, hei, oprește-te. Tu ai nevoie de umplerea mea. Eu știu care e soluția. Și ar fi ca în dimineața asta, în dimineața Rusalilor, să vii să-i ceri Lui să te umple, dar nu înainte de a-ți mărturisi problema. Te-ar cere Lui să te ierte. Te-ar cere Lui să te curățească, să te vindece. Să spună piesele sparte ale vasului tău la loc. Poate că ai nevoie să primești Duhul Sfânt. Poate că nici măcar n-ai certitudinea că l-ai. Trebuie să crezi în Evanghelie. Să-ți predai viața lui Hristos prin credință și pocăință. Poate că în dimineața asta vrei să o faci pe deplin. Ca și Duhul Sfânt să te cuprindă pe deplin. Poate ai nevoie de botezul Duhului Sfânt. Poate ai nevoie de darurile Duhului Sfânt. Cere de la Dumnezeu umplerea Lui și El ți le va da pe toate. Dar nu doar sta, ci cere. De aceea, în cele ce urmează, Doamne, vrem să venim înaintea Ta. Vrem să-ți cântăm o cântare pe care David a compus-o în momentele grele ale vieții lui, când totul era stins în jurul lui. Spunea David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Ci dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, fiindcă am pierdut-o, Doamne, nu mai simt. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. David știa. Ce-ar fi ca și tu dacă știi să faci ceva, să vii să îngenunchezi, să-i vorbești Duhului Sfânt. Vom fi aici, ne vom ruga pentru tine dacă ai nevoie, dacă nu, vino chiar simplu și sincer, tu, aici singur, să te rogi. Hai să ne ridicăm în picioare. Cântăm această cântare, care e o cântare de cercetare pentru tine. E un psalm al lui David, ascultă cuvintele lui. Și dacă ai nevoie, ai nevoie să-și ceri iertare, să te umpli, să faci ceva, vino aici și roagă-te. Lasă ca Duhul Sfânt în ziua de Rusalii să se pogoare și peste tine. Și dacă îl simți, vino aici, îngenunchează și lasă-l să te umple. Lasă-l să te umple, zidește în noi, Doamne, o inimă curată. Zidește. Zidește în mine. Ai nevoie de o altă inimă? Ai nevoie de curățire? Vino și tu. Ai nevoie de un duh nou și statornic? Vine și spune, Doamne, dă-mi Duhul Tău. Am nevoie de înnoirea vieții mele. Spune, Doamne, nu mă lepăda, știu că am păcătuit, dar nu mă lepăda. Și, Doamne, nu stinge, nu lua. Doamne, mă rog în această dimineață, pentru cei care sunt aici și care au nevoie de Duhul Tău cel Sfânt în această zi. Doamne, dă-le curajul să-și învingă, eu nu știu ce, teamă, rușine, frică, habar n-am ce, mândrie. Doamne, ce mai de preț pe lumea asta decât să te avem pe Tine? Decât să avem liniștea aia că Duhul Sfânt se odihnește peste noi? Decât să avem certitudinea aia că în încercările noastre Duhul Sfânt e lângă noi? Dacă simți că ai incertitudinea asta, dă la o parte obstacole și ai curaj. Pune-te pe genunchi și cere-i Duhului Sfânt eliberare, vindecare, iertare, ceea ce tu ai nevoie, cere-i în dimineața asta.
Dar nu sta nepăsător când Duhul îți vorbește. Nu te împotrivi, nu-L întrista, nu-L stinge, L-ai stins destul. E momentul să-ți reaprindă viața. De aceea, în timp ce vom cânta această cântare încă o dată, te așteptăm să vii. Că Duhul Sfânt îți vorbește, vrea să facă ceva în tine, să zidească ceva în tine. Zidește în mine, Doamne, o inimă curată. Dacă simți rugăciunea asta, vino și tu. Curată, Dumnezeule. Curată, Dumnezeule. Și pune mine. Pune, Doamne, că eu nu mai am un duc nou, statornic, fiindcă trăiesc în confuzie. Nu lua, Doamne, dă-mi iarăși. Așa e, Doamne. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Doamne, vreau să mă rog pentru cei care au venit aici în față, Doamne. Tu le cunoști nevoile lor, fiindcă Tu le citești gândurile și inima lor. Dar fiecare dintre ei aici are o nevoie legată de prezența, de puterea, de umplerea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, dacă e nevoie de iertare, Doamne, Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, adu iertare în aceste vieți. Dacă e nevoie de vindecare, de eliberare, adu-Tu vindecare și eliberare. Dacă e nevoie, Doamne, de o cercetare mai profundă, de o umplere, adu umplere. Dacă e nevoie, Doamne, de o primire, de un botez cu Duhul Sfânt, revarsă peste ei Duhul Sfânt. Dacă e nevoie de daruri, dă-le daruri, Doamne. Tu știi de ce au nevoie. Ei sunt aici să ceară. Ca un tată bun care nu dă lucruri rele copiilor săi, Doamne, ai promis. Îndeplinește-ți promisiunea față de ei. Îndură-te de ei, Doamne. Te rugăm de fiecare dintre ei. Vrem astăzi, Doamne, să zidește inima curată pentru ei și pentru noi ceilalți. Iar dacă sunt aici, Doamne, oameni care Tu știi că ar fi trebuit să fie aici în față, Duhul Sfânt, nu-i lăsa, nu-i lăsa. Du-te cu ei acasă, cercetează-i Tu. Dar nu-i lăsa, Doamne, fiindcă numai ei știu ce pierd. De fapt, poate că ei nu știu, Tu știi ce pierd ei, Doamne. Mai dă-le har, mai dă-le o șansă, mai dă-le mântuirea Ta. Nu-i depărta, nu te lepăda, stai tu acolo lângă ei. Te rog în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine
câte ori se întâmplă să judecăm sărbătorile lui Dumnezeu prin ce vrem noi, ce ne place nouă, ce ți-a plăcea ție. Te-ai gândit oare de aceste sărbători ce îi place lui Dumnezeu? Oare de ce se bucură Dumnezeu în această sărbătoare? Răspunsul este că Dumnezeu se bucură în această sărbătoare de oamenii care vin înspre El. Vrei Dumnezeu să se bucure de sărbătorile acestea? Fă pași înspre El. Ocupați locurile. Ne bucurăm astăzi în biserică de această sărbătoare ce o avem, de faptul că ne-am văzut la față unii pe alții, că am fost împreună, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am lăudat numele Lui și wow, cum am lăudat numele Lui, nu-i așa? Sărbătoarea plăcută lui Dumnezeu este atunci când oamenii vin înspre El. De asta se bucură El. Amin? De asta se bucură El. Haideți în cele ce urmează să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Este o altă formă prin care noi căutăm să-L cinstim pe Domnul, să binecuvântăm lucrarea lui Dumnezeu și în felul acesta să fim un plus, să fim un plus în împărăția lui Dumnezeu. Așa că ne închinăm Domnului prin darurile noastre de bunăvoie. Nu uitați să puneți acolo și acele formulare pe care le-ați completat și în felul acesta căutați să vă conectați cu noi. 2-3 anunțuri extrem de importante pentru noi astăzi. Numărul 1, în Oradea există o universitate creștină, Universitatea Emanuel, o facultate creștină unde am terminat și eu în urmă cu mai mulți ani și ați primit acest flyer cu multe informații despre această școală, despre această instituție creștină și vă recomandăm să studiați aceste informații și dacă sunteți în căutarea unei direcții, este o opțiune bună și cu dragă inimă stăm la dispoziția voastră, aceia dintre noi care am fost acolo, să putem să vă dăm anumite indicații, însă aici veți găsi mai multe detalii despre ce înseamnă Universitatea Emanuel în anul școlar 2016-2017. Ca biserică vă încurajăm înspre această direcție. În al doilea rând, începe Academia de Arte în perioada 27 iunie-2 iulie, în cadrul Bisericii Maranata. Este o săptămână dedicată copiilor, dar nu numai copiilor. Anul trecut și în alți ani, Academia de Arte la Maranata a avut de-a face foarte mult cu copiii. Anul acesta însă, organizatorii, care sunt o organizație creștină, au dus povestea asta la un alt nivel. În primul și în primul rând, toți cei care aveți copii, vă încurajăm să-i duceți, ok? Se termină școala, începe vacanța, e o săptămână foarte bună în care tu o să ai un pic de liniște în casă, dar ei rămân cu ceva. Sunt foarte multe domenii în care copiii pot crește, dar și tinerii și adulții. Pentru mai multe detalii există niște afișe pe care le puteți consulta și sunt câțiva, printre care și Paul Baltă e între noi, care poate să vă ofere anumite detalii legate de acest eveniment. Dar un aspect extrem de important pentru noi acum, în momentul acesta, este picnicul bisericii. Picnicul bisericii. Ceea ce noi am început astăzi aici, sărbătoarea Rusaliilor, continuă mâine împărtășia bisericii Harvest Arad, mâine la picnic. Așa că rugămintea este toți cei care sunteți parte din biserica noastră să faceți tot posibilul să fiți la picnicul bisericii, mai ales că anul acesta, pe lângă mâncare bună, pe lângă jocuri și activități, Luca Păiș chiar împreună cu o echipă pregătesc activitățile și jocurile din anul acesta, pe lângă închinare deosebită vom avea și un botez nou testamental, da? Vor fi două persoane și despre asta fratele pastor Marcel deja v-a spus în alte contexte, vor fi două persoane pe care îl vor mărturisi pe Domnul în apa botezului. Dar dacă nu ești parte din biserica noastră și ai vrea să vii cu noi, ai vrea să te lipești de noi, ai vrea să te bucuri cu noi, te așteptăm cu mare drag. Vino și tu cu noi. Există foarte multe informații deja trecute în buletinul informațional. Te rugăm frumos să vii. Cu siguranță găsim și pentru tine un loc ca să frici ceva la un foc, da? Găsim un loc. Te rugăm, te invităm, te așteptăm cu drag. Dar câteva observații. Organizarea picnicului este la nivel de grupuri mici. De aceea, în primul și în primul rând, rugăm insistent, cu foarte multă seriozitate, toți liderii de grupuri mici să luați legătura cu cei din grupul vostru și să pregătiți picnicul în ce vă privește pe voi. De asemenea, dacă ești aici membru al unui grup mic și liderul până acum nu
a luat legătura cu tine, te rugăm frumos să-l tragi de mânecă. Rugăm liderii să-și îndeplinească responsabilitatea și să organizeze ceea ce trebuie. Picnicul este mâine, luni, la ora 9. Rugămintea este ca la ora 9 deja să fiți acolo, unde? În locația de data trecută și acolo unde deja de câțiva ani ne întâlnim, și anume în Zădăreni. Mare, mare atenție la drumul între acolo, pentru că drumul a fost decopertat, sunt mai multe lucrări acum și s-ar prea putea să pleci din Arad, dar să nu mai ajungi în Zădăreni. Okay? De aceea, mai cu atenție. Pe de altă parte, am deratizat zona respectivă și s-a tăiat iarba. Încercăm să amenajăm spațiul să fie potrivit pentru picnic, dar vă rugăm să aduceți cu voi niște folii de plastic. Asta pentru că s-ar prea putea să fie solul ud. Okay? Pregătiți-vă și în felul acesta și, evident, cu creme pentru căpușe și ce alte insecte vi teamă. Mie mi-e teamă, de obicei, de chestii. Da, aduceți și pentru mine. O să-mi pun și eu. Ideea este să ne pregătim și în detaliile astea mici, care uneori au șansa să ne fure bucuria. Va fi un timp de închinare, va fi botez, vor fi jocuri, activități, lucruri pe care noi căutăm să le pregătim pentru voi, dar mai avem un aspect extrem de important pe care trebuie să-l punctăm, și anume transportul. La nivel de grup, căutați să rezolvați și problema transportului pentru aceia care nu au mașină sau nu au un mijloc de transport. Dar dacă sunteți aici persoane care nu știți cum să ajungeți la picnicul bisericii, noi am vrea să vă ajutăm, dar pentru asta trebuie să știm exact câți sunteți. De aceea rugămintea este imediat după terminare la standul Info Harvest. Te rugăm frumos să mergi acolo, va fi o listă deschisă pentru transport, te treci cu numele, cu numărul de telefon și mâine dimineață din piața Avram Iancu, acolo unde e monumentul eroilor, acolo căutăm să îi avem pe toți adunați care aveți nevoie de transport și să reușim să vă ajutăm în felul acesta. Acestea sunt câteva detalii, așteptăm și vreme bună, ne rugăm pentru vreme bună, da? Și Domnul să ne dea vreme bună și să ne dea atmosferă bună. Credeți asta? Amin, să dea Domnul. Dar vă încurajăm tare mult să vă implicați și dumneavoastră. Haideți acum la încheiere să mulțumim încă o dată trupei Not an Idol, prietenilor noștri, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubim, vă apreciem tare mult, vă respectăm pentru tot ce faceți. Domnul să vă întărească. Nu uitați de CD-uri la ieșire. Cam atât pentru astăzi, continuați sărbătoarea Domnului în viețile voastre. Mergeți și fiți o binecuvântare, Doamne ajută!